Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate, pe care o moderez împreună cu domnul Paul Vâlcu. Astăzi vom vorbi despre transplantul de organe și țesuturi, pentru că este o ocazie mai specială. Are loc cel de-al 13-lea congres al Asociației Științifice Rom Transplant, împreună cu congresul sau conferința, mai bine zis, Societății Europene de Transplant de Organe. Și avem onoarea și plăcerea să-l avem ca invitat pe domnul profesor Gabriel Onișcu de la Universitatea Karolinska din Stockholm, președintele Societății Europene de Transplant de Organe. Bună ziua și bine ați revenit în emisiune. Da, mulțumesc frumos pentru invitație. Este o plăcere să fiu prezent fizic de data asta la studioul nostru. Da, aș vrea să începem discuția. De obicei, cei care urmăresc emisiunea sunt interesați de noutăți. Ce considerați că e nou în domeniul transplantului și ar trebui adus la cunoștința publicului? Cât timp avem? Avem suficient. Deci, transplantul este într-o perioadă foarte prolifică, este o nouă revoluție în transplant. Sunt anumite direcții principale de dezvoltare. Prima, și asta e și legat de prezența noastră în București, este cum creștem numărul de donatori ca să facem transplantul cât mai accesibil. O a doua direcție este cum prezervăm organele mai bine ca să le transplantăm cu mai mult succes, deci mașinile de perfuzie. Și o a treia direcție care este în dezvoltare, parte de medicină de regenerare, ca organele să fie reparate înainte de a fi transplant. Sigur, putem discuta și transplantul de la alte specii, deci xenotransplant, care devine din ce în ce mai de actualitate, dar cam astea ar fi principalele direcții unde transplantul global se orientează la momentul actual. Domnule profesor, am avut în București un caz dramatic, un tânăr care a condus fără carnet, probabil sub influența unor substanțe, a lovit doi copii, un grup, și unul dintre ei a avut membrul aproape amputat, a fost o încercare de reatașare care nu a funcționat. Tehnicile din transplant, cele de păstrare a organelor, ar fi putut fi utilizate aici, pentru că nu mai era perfuzat membrul, n-a putut fi reperfuzat în timp. Da, este o tragedie. Este absolut o tragedie ce s-a întâmplat, dar cu siguranță sunt acum direcții de cercetare pentru a rezolva aceste probleme. Este un grup, cel puțin în Statele Unite, în Boston, unde se uită exact la aceste probleme, cum să reperfuzeze membrele. Și o tehnică a fost dezvoltată după teatrele de război pentru exact aceste probleme. Nu cred că suntem chiar acolo. Sigur, partea chirurgicală și intervenția rapidă sunt cele mai de succes la ora actuală. Dar sunt niște inițiative pentru a utiliza perfuzia ca să salvăm situații disperate ca aceasta. Bănuiesc că cei care au venit de urgență, ambulanțele, nu s-au gândit să aibă un medic care în echipa de transplant poate ar fi putut conserva mai bine. Păi, presupun că eșecul de care vorbiți s-a întâmplat după tentativa chirurgicală. Deci asta înseamnă că anastomozele vasculare au fost atât de dificile încât s-au trombozat, și atunci nicio tehnică de prezervare n-ar fi putut obține mai mult, cred. Dar, sigur, iată, ați menționat aceste metode noi prin care organul în afara organismului este perfuzat, uneori chiar recondiționat, îi se îmbunătățește calitatea. Am început cu o generație care pare deja depășită. În expoziția de la Congres am văzut aparte de o generație nouă. Dacă vreți să ne vorbiți despre aceste aparate. Este unul din câmpurile cele mai active din transplant. Partea tehnologică se dezvoltă incredibil de rapid. Mașinile care sunt acum pe piață, deci care sunt comercializate, sunt tehnologii de 10-15 ani ca să ajungă la nivelul acesta de maturitate. Dar apar în fiecare zi posibilități noi, astfel încât putem prezerva organele acum până la 2 săptămâni, 3 săptămâni extracorporeal. Sigur, știți, din punct de vedere științific și de cercetare, dar aceste inițiative în timp se vor transfera la partea clinică.
Sunt grupuri cum este cel din Zurich care au transplantat un ficat după 4 zile de prezervare, acum extindem prezervarea la 7 zile, deci tehnologia se dezvoltă extraordinar de rapid și noi trebuie să ținem pasul cu ea. Da, dar ceea ce spuneți dumneavoastră e vorba de organe prezervate sub perfuzie. Da. În același timp aș permite să menționez faptul că există și ideea de a prezerva organele în recipiente, în așa numită prezervare izocoră, deci în volum constant, în care riscul, știți că în refrigerație metabolismul este anulat, deci durata se poate extinde foarte mult. Pe de altă parte există pericolul apariției cristalelor de gheață care omoară celulele și singura manieră de a le evita este așa numită prezervare izocoră, în care cu o presiune foarte mare, volumul rămâne constant. Deci sunt mai multe direcții de cercetare și toate au același scop, extinderea vieții acestor organe în afara organismului. Revenind la primul punct pe care l-ați menționat, și anume numărul de donatori, sunteți președintele Societății Europene de Transplant până la urmă. Cum evoluează acest număr în Europa, în țările europene? Este o întrebare foarte dificil de răspuns, pentru că, după cum știți, sănătatea în Europa este responsabilitatea fiecărui stat și dezvoltarea s-a făcut ca atare, în funcție de sistemul legislativ, în funcție de infrastructura care a existat. Și exemplul cel mai bun este Spania, care este și la ora actuală lider mondial la numărul de donatori, nu numai prin legislație, dar și prin infrastructura pe care au pus-o și prin educație pe care au făcut-o în populație, astfel încât populația, fie locală, fie imigrantă, participă în același mod la donare. Sigur, sunt variații foarte mari în Europa, sunt state precum Germania, unde donarea după moarte circulatorie nu este legal posibilă, sunt state precum România, unde ar fi posibilă, dar trebuie dezvoltată infrastructura. Astfel încât Europa s-a dezvoltat la nivel diferit. Sigur, acum nimeni nu are suficient număr suficient de donatori ca să suplinească nevoia, astfel încât trebuie să lucrăm în colaborare la nivel european ca să dezvoltăm accesul la transplant și să crește numărul de donatori. Da, în Germania, deci programul de transplant funcționează doar cu organe de la donator... Moarte cerebrală. Da. Moartea circulatorie e cea cu oprire cardiacă, deja se dezvoltă în țările din Europa de vest, în Marea Britanie, în Belgia, în Spania, da. Chiar sunt foarte mulți donatori cu oprire cardiacă, ceea ce era vechea definiție a morții. Germania încă nu acceptă acest concept și nu l-a introdus. Și foarte multe țări din Estul Europei încă nu sunt la același nivel. Deci poate legislația permite, dar infrastructura nu este pusă la punct. Modul de dezvoltare practic nu este pus la punct și astfel încât au rămas un pic în urmă. Aceste aparate moderne de care ajută menținerea organului în stare bună, în stare de funcțiune, să zic 4, 5, 7 zile, suplinesc într-o oarecare măsură lipsa infrastructurii, adică poți să aștepți cu organul până se pregătește echipa, pacientul, de ce e importantă această tehnologie? Deci 7 zile deocamdată suntem la partea de cercetare, dar 24-48 de ore este posibil clinic. Nu, dimpotrivă, infrastructura pentru a dezvolta aceste aparate și a pune un sistem în practică este foarte importantă. Este la fel de importantă ca și structura pentru donare. Există nevoie de expertize, există nevoie de centre, există nevoie de personal specific care să aibă grijă de aceste mașini. Dar avantajul lor este în anumite puncte de vedere. În primul rând, putem evalua organul mai bine. Înțelegem funcția și cum a suferit organul în procesul morții. Aceste probleme pot fi ulterior reparate pe mașină cu diverse tratamente. De asemenea, poți să prezervi un organ un pic mai mult ca să găsești recipientul optimal. Deci pentru rinichi, de exemplu, asta ar fi o chestie foarte utilă pentru că nu te grebești să faci matching-ul, găsești recipientul cel mai bun care poate fi în altă țară europeană, deci pot fi schimburi de organe, facilitate și așa mai departe. Deci există niște oportunități de care beneficiem acut din punctul de vedere al mașinilor de perfuzie.
Și aș adăuga ceva așa din experiența proprie. Vorbim, de exemplu, de ficat. În tradiție se spune că un ficat cu prezervare la gheață poate să rămână viabil în afara organismului până la maximum 12 ore. Ideal ar fi undeva pe la 8 ore. E bine, uneori în România, deci mai întâi că la un moment dat existau avioane private care făceau curse pentru transplant, acum totul se face cu cursa de linie. Și câteodată poate să întârzie avionul, poate să intervine ceva pe parcurs și atunci ficatul ajunge mai târziu și asta creează o problemă. Dar în plus, odată ce ajunge, e instalat pe această mașină care și îmbunătățește calitatea. Și aici intervine al doilea aspect. Hepatectomia a fost totdeauna considerată cea mai grea parte a operației de transplant hepatic. Poate să fie cu sângerare mare, poate să fie cu dificultăți tehnice. Cât timp eram sub presiunea acestor 12 ore, era dramatic. Atâta vreme cât acum ficatul e pe mașină și e perfuzat, chirurgul exact. Care face hepatectomia are o mult mai mare liniște. Absolut de acord și sunt niște beneficii foarte multe din punct de vedere pregătirii profesionale, pentru că nu poți să pregătești următoarea generație fără să aibă acces la câmpul operator. Și în momentul în care nu există presiunea timpului, îți poți permite ca anumiți timp operatori să fie făcuți de chirurgi în pregătire și așa devii și pregătești următoarea generație. Deci are mașina de perfuzie, este într-adevăr o nouă revoluție în transplant din foarte multe puncte de vedere. Acum, domnule profesor, am observat eforturile noastre de a răspândi tehnica transplantului. Ați inițiat în mai multe centre din țară și din Moldova, nu pot să-i zic străinătate. Într-un fel, acest lucru ajută să depășim aceste probleme de infrastructură, că e timpul mai scurt, vine din centrul respectiv. Evident. Că, altfel te-ai gândit, de ce să nu strângem pe toate într-un centru de înaltă expertiză, la Funden și... Sunt ambele tendințe și pot să comentez puțin, profesorul Nișcu știe foarte bine, tendința de centralizare pleacă de la corelarea cu rezultatele. Sigur, cu cât experiența e mai mare, cu atât rezultatele sunt mai bune. Același timp există această dorință de regionalizare pe care am întâlnit-o atâta vreme cât exista doar programul de la Funden. Am întâlnit aceste concepte că de ce donatorii de aici să plece la București, mă rog, deci există, dacă vreți, o anumită cultură regională care își spune cuvântul inclusiv în această problemă a transplantului. Și problema drumurilor, că dacă avionul nu vine, asta nu mai discutăm. Ora de a, sau... Asta nu mai discutăm și atunci asta prevalează până la urmă. Astăzi, în conferința de presă de la Congres, a fost prezentată prima pacientă transplantată de echipa de la Cluj, care se află în pragul externării, deci urmează să fie externată într-o stare foarte bună. Și pentru România, în momentul de față, vorbim de București, Iași, Cluj și Chișinău, consider că linii mari este acoperit și teritoriul național, sunt surmontate și problemele astea de logistică și există și un anume fair play al alocării, ținând cont de profilul regional. Dar, domnule profesor, noutăți în domeniul farmacologic, medicamentele care respingerea, s-au îmbunătățit, s-au schimbat, au apărut noi clase? Pentru foarte mult timp nu s-a dezvoltat nimic nou. Deci folosim în continuare medicamente care sunt dezvoltate acum 15-20 de ani. Dar ultima tendință, și se pare că va fi de succes, este așa numită toleranță. Deci de a induce organismul să accepte grefonul fără să fie nevoie de medicație imunosupresivă. Asta ar fi un rezultat extraordinar, pentru că medicația supresivă este dificilă, are foarte multe efecte secundare și sunt într-adevăr câteva trialuri clinice cu rezultate pozitive. Nu suntem încă la nivel clinic global pentru a implementa aceste politici, dar rezultatele sunt interesante și astea sunt foarte interesante, de același timp și din punctul de vedere al xenotransplantului, deci transplantul de la alte specii, pentru că sunt anumite combinații medicamentoase care se pare că vor fi benefici pentru a extinde supraviețuirea grefonului de la un porc. Altele, adică ce nou aceste imunosupresoare împiedică
Deci împiedică rejetul, împiedică organismul să recunoască organul ca străin și să-l rejeteze. Și noile tehnici? Deci sunt combinații care funcționează diferit pe alte mecanisme care permit organismului, din punct de vedere imunologic, să controleze organul transplantat. Da, cu toate efectele secundare ale acestor medicamente, sunt pacienți care a majoritatea trăiesc la distanță, da. Da, ele se manifestă mai mult sau mai puțin, la unii mai pregnant, la alții mai puțin pregnant, dar foarte rar să înregistrăm decese la distanță din cauza efectelor adverse ale medicației imunosupresoare. Mi-aș permite să fac o mică completare asta care ține de science fiction deja, pentru că ați menționat porcul transgenic. Cei de la care s-au prelevat organele cu care s-a făcut xenotransplant la începutul anului aveau, din câte știu eu, parcă 29 de gene modificate ca să evite rejetul hiperacut în primul rând, ca să nu transmită zoonoze, mă rog. Plecând pe această linie, dacă s-au modificat 29 de gene, în total câte sunt, nu știu, 25.000, să zic, până la urmă, în genomul uman se pot modifica toate genele, vorbind de toleranță, atunci asigur că fiind identică configurația antigenică, n-ar mai fi nevoie de nicio imunosupresie, dar, ca și în celebra carte a lui Orwell, Fermani, mă rog, atunci porcul donor devine el însuși. Om, da. Se poate primele, când încercau să descifreze ADN-ul, nu știu, foloseau un calculator cât o casă, nu știu câte centre din lume, acum aparatul are cam un metru cub, așa, un dispozitiv cu latura de un metru. Dacă mi-am aș întoarce puțin la problema donării de organe în țările Europei. Așa că ar putea să le atace pe toate. Păi, teoretic, da, și cu viteza cu care se mișcă știința contemporană, absolut. Sigur se va ajunge. Dar întorcându-ne la țările Europei și la cultura donării, mai întâi, dacă ați observat o tendință de creștere marcată sau scădere marcată într-una din țările europene, al doilea, făcând un tur de orizont, ce ar fi mai favorabil donării legate de cultură, de religie, de mentalitățile popoarelor europene? Sunt întrebări foarte importante. Foarte importante. Deci, la nivelul Europei de Vest, în general, am asistat la o creștere a numărului de donatori. Și mai ales la, în ultimul timp, la donarea în moarte circulatorii, care în momentul de față nu există în Europa. Vorbeam de cultură. Ceea ce este foarte interesant, de exemplu, România are 1.900.000 de oameni, poate un pic mai mult, locuind 19 în, nu, în afara țării. În afara țării. Ceea ce este foarte interesant, și am văzut acest fenomen și în Marea Britanie, și în Spania, unde sunt comunități românești foarte mari, au participat la donare. Deci nu există diferențe între populația locală și cei care au migrat din estul Europei. Deci, asta ne sugerează că problema nu este la nivelul populațional. Dacă românul din străinătate poate dona, de ce românul din România nu poate dona? Și atunci, cum încurajăm populația? Cum promovăm donarea de organe într-un moment care, sigur, este dificil pentru familie, dar măcar obținem un rezultat care aduce un pic de alenare pentru familie și pentru într-o situație foarte dificilă. Deci partea culturală trebuie lucrat un pic, după care trebuie lucrat la partea de infrastructură. Sigur, de exemplu, luăm Spania, recent au fost un articol în The Lancet despre sistemul spaniol. Au lucrat foarte mult, și un sistem care a durat foarte mult să-l dezvolte, cu donator, cu coordonator în fiecare spital, cu coordonatori care cunosc situația locală, regională, au conexiunile între colegi în acel spital. Deci această infrastructură la nivel local a permis dezvoltarea transplantului și donării. Sprijinită de legi, de implementare, de moduri în care sistemele medicale au cerut spitalelor să spună câți donatori au avut. Deci există o statistică care este urmată. Deci, și un sistem de recompensare a celor unități medicale, de punctaj. Absolut. Deci ai și, cum zice englezul, carrot și stick, ai și un mod de a sprijini și un mod în care poți să penaliza aceleași instituții dacă nu dezvoltă. Deci nu există o singură soluție. Există un număr de soluții. Cultural, educațional, infrastructură, politic,
legal. E o problemă acum de când new media, rețelele sociale dau spațiu de manevră dezinformării, fake news-urilor și, sigur, și în epoca presei clasice, a ziarelor de hârtie, apăreau astfel de articole, se trafichează, se vând organe, sunt cetățeni care își deci, vând, cumpără... Orice mic, lipsă duce la practici neferoase. Deci ceea ce ați descris dumneavoastră acum se întâmplă. Dar în același timp, mass media și mai ales e-media a fost foarte bine folosită ca să găsească donatori. Deci există sisteme unde donatorul viu poate contacta, poate vrea să doneze un rinichi altruistic la un străin. Înțeles deci, că în Olanda sunt multe astfel de donații de rinichi de la cetățeni care stăteau în colonii, cum ar fi și ei acolo în Denasia, din sărăcia lor, s-au gândit să doneze unui cetățean bogat din Rotterdam. Deci eu nu vorbesc despre acest mod. Deci pur și simplu, chiar și în locuitorii acestei țări, deci în Marea Britanie, donorul altruistic, de exemplu, probabil, este motivat religios sau... Fiecare are motivația civic, lui. Fiecare are motivația lui. Vor să doneze, să dea înapoi ceva societății din care s-au dezvoltat, unde au obținut succes și așa mai departe. Și atunci, sigur că putem folosi platforma mediatică și pentru lucruri bune și pentru lucruri bune. Dar zic, campaniile astea de dezinformare, da, că e plin de fake news, care amplifică, nu știu, poate un caz izolat sau chiar fără nicio bază, erau răspândite astfel de zvonuri. E foarte greu de care afectează filtrat. Donarea. Absolut. Absolut. Orice eveniment negativ vinde ziare. Nu vine evenimentul pozitiv. Și atunci, sigur, filtrarea știrilor pozitive și a știrilor negative care pot fi fake news este foarte dificil de făcut în ziua actuală. Dar, repet, putem folosi acest mod de promovare a transplantului foarte pozitiv într-un lucru pentru a crește numărul de donatori. Deci, asta depinde de noi. Deci, noi trebuie să facem această reclamă. Campaniile de comunicare au succes când sunt gestionate, derulate de cineva. Cine ar trebui să se implice activ? Că așa doar sunt medicii care, în fine, fac efortul la fiecare în clinica lui. Ce organizație? Deci, ministerul? E foarte statul, dificil, absolut. Cine ar trebui să ducă o astfel de campanie pentru creșterea numărului? Nu este... Din părerea mea este că nu este treaba medicului individual. Deci nu un fizician sau un chirurg trebuie să facă această promovare. Pentru că medicina este o artă, noi trebuie să o practicăm fără să ne facem reclamă la ea. Sigur, acest lucru vine de la societățile profesionale și știu că RomTransplant a avut foarte multe acțiuni pentru a promova donarea împreună cu Agenția Națională de Transplant, împreună cu Ministerul. Deci, există o responsabilitate națională. Donarea de organe nu este un lucru regional sau local, este o resursă națională. Și atunci trebuie promovată la nivel național. Suedia e cunoscută, medicina suedeză, pentru preocupările pentru cercetare. Și Universitatea Karolinska e campioană, spune în acest sens. Deci trecem la ce menționați mai devreme, la medicina regenerativă, la încercarea de a salva organe ca să nu se ajungă la transplant. Și v-aș vrea să ne spuneți cam pe unde suntem și pe unde sunt cercetările pe care le întreprindeți în acest sens. Sunt câteva direcții de cercetare foarte importante. O parte ca să reducem necesitatea transplantului. Deci, practic, rejuvenarea organelor. Și atunci, cu celule stem, cu terapii genetice, deci sunt câteva direcții care sunt foarte, la nivel de cercetare fundamentală actual, nu au translație clinică încă, deci va mai dura cel puțin 5-10 ani. Și foarte interesant că toate dezvoltările de care am vorbit în această emisiune merg în paralel. Deci mașinile de perfuzie la ora actuală sunt folosite ca un vector pentru terapii. În momentul în care poți să menții un organ extracorporeal în stare absolut funcțională, poți să livrezi diverse terapii care modifică funcția
și apoi acest organ poate fi pus înapoi. Deci vorbim de autotransplant, nu de transplant de la donator. Sună science fiction, dar nu suntem foarte departe de chestia asta. Bănuiesc că în 2-3 ani vom avea primele trialuri clinice. Ce sperăm, pentru că ideea nu e nouă și terapia cu celule stem se tot încearcă în diverse organe și cu diverse indicații. Până acum rezultatele au fost destul de modeste. De aceea sper că cercetările, care sunt mai avansate probabil în Suedia decât în multe alte țări, vor conduce la un rezultat. Și în sfârșit v-aș întreba, unde vedeți România pe această hartă a transplantului european? Cunoașteți evoluția programului de transplant din țara noastră? În primul rând, dacă îmi permiteți, România ar trebui, și dumneavoastră în principal, pentru că ați fost motorul principal al dezvoltării transplantului România, ar trebui să fiți felicitați. Pentru că România, în ultimii 27 de ani, de când romtransplantul a fost făcut, și toată evoluția de când ați condus transplantul, a avut o scară extraordinar ascendentă. Deci sunt foarte multe lucruri făcute în România care nu sunt făcute în foarte multe țări din vest. Problema nu este tehnică, problema nu este rezultatele, că sunt bune, sunt comparabile. Problema este cum dezvoltăm ca să trecem din perioada de pionerat într-o perioadă unde transplantul este accesibil tuturor. Așa cum ați dezvoltat acum la Cluj transplantul, deci trebuie numărul de donatori. Deci România, din punctul ăsta de vedere, clinic, este la nivel european, fără discuții. Ceea ce trebuie lucrat este cum încadrăm și îmbunătățim, modernizăm situația din România ca să fie accesibilă tuturor, primul la mână, și al doi, cum aducem partea științifică la același nivel. Și aici sper că colaborarea dintre RomTransplant și ISOT să fie foarte de succes, să putem lucra împreună ca să aducem nu numai mașinile de perfuzii, nu numai accesul la transplant, dar și tehnici noi, stem cells, xeno și altele. Deci asta este o colaborare pe care o văd viitor. Nu, care va, nu știu va cum se referă multe. Legea română la xenotransplant. Nu-l introduce în România, s-a făcut un xenotransplant. Doctorul Ivașcu, un mare chirurg, a fost și director al Direcției Sanitate, dar un mare chirurg toracic ca profil, a transplantat un rinic de porc la un bolnav cu un cancer pulmonar avansat și care a funcționat. A funcționat, nu mai știu, un număr de zile interesant. Și nu a fost o problemă de legislație, adică nu știu să se fi izbit de vreun obstacol legislativ la vremea respectivă. Păcat că această mare realizare n-a fost mai mult promovată. Pe mine m-a impresionat foarte mult. Erau anii 70, cred, undeva. Da, nu există legislație care să interzică xenotransplantul în România, dar... De exemplu, dacă își vinde cineva părul, sunt pentru... situații cosmetice sunt e în regulă. Dacă vinde un ovocit, este sancțiune penală. Deci trebuie să precizăm foarte clar, orice produs de natură umană trebuie să-și mențină valoarea intrinsecă fără a fi vândut. Asta este o politică europeană. Și este politică, chiar și părul, deci. Și este o politică foarte bună, organe, țesuturi, pentru că este foarte important, mai ales în momentul actual, unde anumite țesuturi sunt donate și ulterior prelucrate pentru a extrage celule stem, tratamentul. Deci devine o parte de industrializare și atunci cum pui valoarea? Unde este limita când donarea de organe este altruistică? Este un gest altruistic. Statele Unite recunosc că un mecanism de compensare pentru cel care donează. Deci există diferență între un mecanism de compensare care este aplicat în multe țări europene la donatorul viu, de exemplu. Deci donatorul viu nu trebuie să aibă cheltuieli din buzunar. Trebuie să fie, din punct de vedere economic, zero. Nu profit, dar nici în pierdere. Acest mecanism există. Problema este când începi să comercializezi aceste țesuturi și când se face un profit. Când anumite celule devin un produs, nu produs de natură umană ca transplant, devin un produs medical comercial. Și există discuții la nivel european ca să reclasificăm aceste proceduri. Ar fi plasma. Plasma, celulele stem și mai departe. Deci acestea trebuie reclasificate, în principal la celulele la transplantul de celule, trebuie reclasificat, pentru că sunt produse noi generate din țesuturi umane care sunt terapii inovatoare. Există o tendință europeană pentru a adresa această problemă. Nu suntem încă acolo.
dar cel puțin am început pe calea cea bună cu o nouă rezoluție sprijinită de Spania, introdusă de Spania la Consiliul Europei. Aș mai întreba dacă privind în viitor ESOTU, asociația științifică pe care o conduceți, are în vedere programe de formare a tinerilor de care ar putea să beneficieze și tinerii români. Absolut, și nu e de viitor, e actual. Deci încercăm, după cum din tot din discuțiile noastre de foarte mulți ani, încercăm să facem acest lucru și sper că acest eveniment care îl avem în următoarele câteva zile împreună să fie un catalizator pentru acest lucru. Există burse, există granturi de pregătire în străinătate, există stagii pe care le putem oferi, există suport pe care îl putem oferi diverșilor profesionali ca să pregătim infrastructura după care am discutat de coordonator la nivel regional și mai departe. Deci problema nu este aici. Problema este cum dezvoltăm, cum punem în aplicare acest parteneriat strategic între RomTransplant și ISOT și sper că acest eveniment, primul din multele, să poată dezvolta acest lucru. Deci să ne permite să identificăm tineri care vor să facă și să se întoarcă în România să dezvolte mai departe aria de transplant. În ceea ce privește donarea de organe la pacienții în moarte cerebrală, există două direcții. Una care presupune că ești donator și trebuie să faci să dai o declarație, nu știu, să iei o măsură activă pentru a fi exclus din această listă a donatorilor și alta, cum cred că în România, în care trebuie să te declari tu ca donator, prezumându-se că nu ai fi dispus sau până la urmă, cred că medicii la noi aleg calea de mijloc și se bazează pe familie, pe discuția cu familia. Cum se întâmplă în Europa? Așa că ce țări au ales una sau alta dintre... Deci discuția cu familia este cea mai importantă, indiferent de sistemul legal. Opt-in, opt-out, asta este cea mai importantă. Foarte multe țări în Europa au început să tranziționeze spre opt-out. Dar este așa numit... Adică opt-out însemnând că deci, te prezumă donator. Exact. Deci prezum donator. Dar este un așa numit soft opt-out. Deci nu automat medicul decide ești donator, îți iau organele. Nu. Va avea loc o discuție cu familia. Dar acea discuție are loc într-un alt fel. Întrebarea este construită în alt fel. Nu spui vrei să participi la donare. Ai cunoștințe despre dacă pacientul respectiv a spus nu la transplant sau la donare. Deci este un pic, o nuanță foarte, foarte fină, dar care permite foarte multe lucruri. Numărul 1. Numărul 2, sigur, toată lumea spune că e partea de legistică, de lege. În Marea Britanie s-a introdus acest opt-out în etape, întâi în Țara Galilor, ulterior în Scoția și Irlanda și Anglia. A durat timp, deci nu legea este cea care va schimba peste noapte aspectul. Legea creează o infrastructură, o posibilitate ca sistemul să poată dezvolta într-o direcție. Și sigur, a durat 2 ani. În Suedia, de exemplu, acest sistem s-a schimbat acum 2-3 ani, a fost revoluționar pentru că a permis altfel de conversații cu familia potențialilor donatori și a dus la creșterea și la apariția donatorilor după moarte circulatorii, ca o altă opțiune de donare. Deci oferi publicului toate oportunitățile de a dona la sfârșitul vieții. Pentru că e mai puțin familiar conceptul, moarte circulatorie, adică atunci când se constată oprirea irreversibilă a inimii, nu se mai, nu e ținută artificial în viață, nu știu, cu o inimă artificial, ci se prelevează direct organele. Nu cam asta ar însemna. În mare, da. Deci există punctul principal în moartea circulatorie este stopul cardiac. Ceea ce toată lumea acceptă ca moarte. Și atunci este posibil mult mai ușor de interpretat, mult mai ușor de înțeles de către public. Sigur că sunt diferite situații, dacă apare în mod extra, în afara spitalului sau în spital. Și sigur că sunt diferite strategii, dar problema este esențial. E mai ușor de înțeles pentru că se oprește cordul.
Dar are, are un termen, un interval în care poate fi operat, cornea, să spunem, ține, nu e o urgență, dar inima sau ficatul sau rinichiul, cât de repede ar trebui să desfășoare? Sigur, fiecare organ are un termen limită în care poate fi recoltat. Depinde de situație. Deci, în majoritatea țărilor europene este așa numitul controlled DCD, deci într-o situație controlată, unde pacientul este în spital de o anumită durată, are o patologie care nu poate fi salvată, indiferent de tratament, și atunci se face o decizie împreună cu familia că orice tratament nu mai are valoare, nu mai poate salva acest pacient. Și atunci se ia decizia de a opri tratamentul, pur și simplu, din punctul de vedere a unui morți, cu demnitate, fără suferință. Transplantul nu intră în discuție la acel punct. În momentul în care decizia a fost luată în terapie intensivă, abia atunci poți întreba dacă donarea de organe este posibilă. Deci este o discuție complet separată. Să înțelegem, nu este vorba că oprim tratamentul ca să luăm transplant, să luăm donare. Oprim tratamentul pentru că nu mai este util pentru a prezerva viața acelui pacient. Și separat, când decizia a fost luată, atunci se poate pune întrebarea de donare și foarte mult acceptă. În această situație nu este diferit de actuala situație cu moartea cerebrală. Dacă stopul cardiac apare în afara spitalului, sigur că există un element de timp, de presiune și atunci sigur medicii vor face tot ce e posibil să resusciteze acel pacient, dar câteodată nu se poate. Și atunci, în momentul în care s-a decis oprirea tratamentului, repet, din nou, pentru acel pacient, indiferent de ce se întâmplă, poți pune întrebarea. Ei, în această situație există o presiune de timp de câteva ore. Ați văzut dezbaterea din societatea românească privitoare la cazul Sfântul Pantelimon, pentru că despre asta e vorba, să lași pacientul... Permiteți o mică corecție. Deci, în cazurile, cel puțin ce a putut eu urmări la televizor, erau pacienți în stare terminală la care nimeni niciodată n-ar fi pus problema folosirii acelor fără organe. Discuție, nu. Deci noi vorbim de altă categorie. Nu, doar de acest concept cu... cu întreruperea măsurilor terapeutice. Nu sunt foarte vieții. Familiar cu toate detaliile acestui... incident. Știu că am văzut anumite fragmente în presă, încât nu pot să comentez în cunoștință de cauză, dar face parte din aceeași situație. Deci, din păcate, sunt situații unde orice tratament nu mai poate salva viața acelui bolnav și atunci trebuie de găsit o cale de comun acord în discuția cu familia că orice tratament nu face altceva decât să continue o situație care nu poate fi salvată, care câteodată creează disconfort pacientului. Și atunci conceptul de a opri terapia trebuie introdus. Sigur că este introdus în lege? Este deci reglementat? Nu știu cum este situația. România, în foarte multe țări, da, în toate multe țările europene există un anumit protocol. Când la sfârșitul vieții există un anumit protocol de cum trebuie procedat. Se ia o decizie de comun acord cu familia, tratamentul se oprește și se dă timp familiei să petreacă timp cu pacientul. Într-o situație care este confortabilă, care nu creează disconfort, nu creează durere. Deci aici trebuie să ne gândim. Noi vrem cu tot din adinsul să menținem viața. Câteodată nu se poate. Și trebuie să acceptăm acest lucru cât este de dureros pentru toată lumea. Toți am trecut prin aceste cu diversi membri ai familiei. Este foarte dificil să spui stop. Dar câteodată este soluția cea mai bună. Ca să încheiem într-o notă mai optimistă, această dezvoltare a tehnologiei formidabilă, spuneți că se fac cercetări pe toate trei direcțiile, care credeți că va fi câștigătorul? Xenotransplantul, repararea organelor, nu? Înțeleg că sunt scoase organele reparate în afara corpului și retransplantate sau dispozitive bionice? Poate. Deci nu știm. La ora actuală sunt investiții și direcții de cercetare foarte complementare,
pentru că nu există o soluție care să rezolvă toate problemele. Sigur că populația îmbătrânește, sunt necesități foarte mari de tratament și atunci trebuie să lucrăm să reducem necesitatea de tratament, unde poate rejuvenarea și tratamentul poate ajuta, dar dacă este nevoie de transplant... Sau proteze. Exact, să creștem numărul de nu neapărat de organe, organe biologice, organe artificiale, regenerare. Deci, toate astea sunt pentru că nu avem un suficient număr de organe ca să transplantăm. De piesele de schimb. Ca piesele de schimb. Și în oricare tehnică, tot ce va fi necesară mâna chirurgului. Și protetică, și xenotransplant, și... În principiu, da. În principiu, da. Asta va fi altă conversație, sigur, cu rolul... Cu excepția terapiilor regenerative, unde cu o simplă infuzie aceste celule stem sau echivalentul lor ar putea să regenereze organul. Atunci chirurgul nu va mai fi necesar. Să proroc. Și poate nici omul, că îl mai face odată, cum spuneați, dacă dresează... Da, asta, la întrebarea când va reuși xenotransplantul, atunci când va deveni autotransplant, asta. Pentru că va avea aceeași configurație antigenică, la fel cu cel care primește. Da. Vreau să-i mulțumim domnului profesor Onișcu, să spun că îl mai așteptăm în primul rând în mijlocul comunității de transplant din România, dar și în emisiunea noastră. Mulțumesc foarte mult de invitație, face o mare plăcere să fiu aici și o voi onora invitația cu mult drag. Mulțumim, domnule profesor, mulțumim spectatorilor, la revedere! Aici, Radio DGNews.ro, un radio care se citește. Radio DGNews.ro